Dacă vreți să crezi și youtuberițe, nu numai youtuberi, să-mi spuneți ce înălțime au și le voi crea. Să fac și eu o divizie feminină în seria asta de wrestling. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de WWE cu youtuber români. Astăzi avem Money in the Bank. Să sperăm că pot să dau skip odată, să nu-mi iau copyright pe această animație, pentru că jocurile video sunt pline de copyright, se pare. Ok, ajunge această animație că n-are niciun rost. Și să începem. Lăsând deoparte comentariile lui Michael Cole și cine dracu mai la masa comentatorilor, Baron Sexton, habar n-am. Avem Codrin Bradea vs. Dorian Popa. Data trecută, dacă ați văzut confruntarea mai degrabă între cei doi, Dorian l-a aruncat cu un attitude adjustment pe Codrin printr-o masă arzând. Așa că să sperăm că își va lua revanșa Codrin într-un match clasic, simplu, reguli clasice, fără mese care să ardă, că l-a cam pârlit un pirc ca pe porc de Crăciun. Hai să vedem. Intrările nu cred că mai are rost să le las. Hai că las un pic pe Codrin să vină. Deși cred că o să țin o grămadă meciul pentru servieta Money in the Bank. Ce credeți, mă, că nu pun servieta Money in the Bank? Hai că e bine că muzica nu se prea aude. Am dat eu foarte încet. Dar pe auzi eu, desigur la voi nici nu se aude. Ia uitați-l pe Codrin pe motocicletă. Așa, ajunge, hai să vină și Hâț Johnul. Ajunge și intrarea ăstuia. Încercăm să dăm revanșa lui Codrin, că ne-a snopit în bătaie Johnul data trecută. Direct un bocanc în gură. Ar trebui să-i pun alți bocanci lui Codrin, că ăștia-s cam ciudat, sincer. Codrin se pare că îl trântește la pământ pe Dorian. Apropo, a fost Crown Jewel, dacă știți evenimentul. Hai că știți că a fost zilele trecute și am făcut live comentarii la acel eveniment. Vă, cum vi s-a părut? Mie, sincer, ca încă că ce mi s-a părut. Ia, îmi dă și un You Can See Me. Pac, un pumn în gură și stau jos. Atacă la picioare Dorian, nu se pare. Și Codrinu întoarce, îi prinde acum un pumn. Ia ce face Codrinu și îl dă cu ceafa de podeaua ringului. Mai băgăm aici un taunt. Mai tem așa puțin din gât. Și Codrin ce face? Se aruncă pe colțul ringului, se pare. Hai să vedem dacă îl putem opri pe Dorian. Hai, Doriane, ridică-te, Johnule. Și pac, un cot în cap. Un dos de palmă ca lumea. Și iar Codrinul, oare ce de gând să facă, îl aruncă din ring pe Dorian. Acum eu încerc să comentez și gen, cum se știe că eu joc cu Codrin, dar și un pic ca și cum aș fi comentator de la sport.ro. Cum îi chema? Sebastian Lucică, Ocică, ceva de genul, și Mihai Brașoveanu, parcă. Auci ce palmă i-a dat Dorianu. Hop, sare înainte cu umărul. Au. Mamă, ce pumn îmi prinde. Așa, direct un pumn în gură și un clothesline. Sau frânghie părufe, așa mai pe englezește. Deja suntem la 6, pac, un cot în cap și leg drop. Momentan se pare că Codrinu domina acest match, însă oricând Dorianul poate să întoarcă în favoarea lui, cum a făcut și în meciul anterior de la Extreme Rules. Într-una văd că ia la palme Codrin pe Dorian. Opa, Dorian întoarce exact cum spuneam. Și direct sare cu un lute spre și dă pumni în gură lui Codrin. Ce pregătește Dorianul acum? Și s-aruncă și dă direct o talpă mărimea 45 în față. Și una bucată cu ot așa pe piept. Și un pin până la 1. Nu se lasă ușor Codrinu. Chiar dacă este mare și greu, tot poate se ridice. Chiar și din cele mai grele pinuri. Bă, chiar mă simt ca un comentator de la sport.ro. Și Five Knuckle Shuffle. Mă rog, a fost doar un pumn ăsta.
Ia, și din nou îmi dă cu pumnul. Nu! Mai sare o dată cu cotul, cu piciorul, pardon. Da, la mine cotul e piciorul, că de ce nu? Deja aproape că mai egala la momentum Dorianu. Pac! Și m-a pus aici jos cu un takedown frumos. DDT și-a făcut semnătură Dorianu. Îmi pune și pinul. Dar se ridică la 1 Codrin. Nu se lasă așa ușor. Auci. Cred că o să-mi pregătească 5 Knuckle Shuffle-ul. Da? Și vine acum cu... You can see me! 5 Knuckle Shuffle. Ia, ce facem? Dă STF-ul? Nu. Atacă la picior. Opa! M-a prins și dă un Rock Bottom! Manevră pe care o mai folosește The Rock sau Uranagi cum folosește Bray Wyatt. Opa, i-a întors Codrinul. A reușit Codrin să întoarcă Attitude Adjustment-ul. Și... șansa lui Codrin. Chokeslam! Un chokeslam devastator. Și acum momentul lui Codrin. Finisher! Și ridică pe Dorian la un... last ride! Puu! Jos cu el! Și acum vine pinul. 1, 2, 3, Codrin câștigă! Codrin câștigă! Își ia revanșa față de data trecută de la Extreme Rules și îl bate pe Dorian. Hai să ne reluarea când i-am întors Attitude Adjustment-ul. Aici mi-a dat un DDT, aici mi-a dat Five Knuckle Shuffle și aici am dat Chokeslam-ul. Deci nu ne arată reluarea când i-am întors când i-am întors Attitude Adjustment-ul. Însă se pare că nu se lasă așa ușor Codrinul. Îl ia pe Dorian și vrea să-l bage în ring. Ce pregătește Codrinul oare? Hai să vedem. Îl pune pe corzi și... ce are de gând Codrin? Îl scoate din ring pe Dorian? Nu, omul ăsta e nebun. Omul ăsta e nebun. Suicide dive. A sărit peste corzi, direct pe Dorian. Dorian nu mai mișcă și a dat ochii peste cap. Cred că ăsta e sfârșitul lui Dorian. Publicul se pare că este în extaz. Codrinul se pare că este super lejer. Și o victorie importantă pentru Codrin al nostru. Enter. Hai să vedem ce meci mai avem. Să nu fie un meci de la nasol de trebuie să-i dau simulare că n-am ce să joc cu el. Vedem ce facem la meciul pentru servieta Money in the Bank și să nu uităm și de meciul pentru titlul WWE. Meci pentru titlurile la echipe. Așa, voiam să văd dacă am setat să fie cu meciul cu titlul, dar văd că ești, nu înțeleg de ce ăsta main eventul. În fine, hai să jucăm acum meci pentru Tag Team Championships. Pentru titlul la echipe. Cu cine să jucăm? Cu I Hate Pink și Danny Bennett sau cu Rafael și cu X-Slater? Păi cred că cam ăștia ar avea overall-ul mai bun. Se dau revanșa lui I Hate Pink? De fapt, nu. Am spus data trecută că am jucat cu I Hate Pink și am spus că o să data viitoare joc cu Rafael. Așa că vom juca cu Rafael. Vom juca cu Rafael și cu X-Slater. Să dăm revanșa lui Rafael. Poate cine știe, o să câștige, mă vorba de ăștia, cine știe. Cei drept Edge cu Christian, cei după care i-am creat pe Danny și pe I Hate Pink, erau cu echipier și cine știe, poate le este așa de un overall mai mare împreună, habar n-am, o să lucreze mai bine. Oricum, să intre cele două echipe în ring și intră... Danny Penetu se pare, trebuia să seteze o să sară peste intrări totuși. Vine acum și I Hate Pinku. I Rafaelu, să vedem dacă ne atacă cumva cum s-a întâmplat data trecută când s-au întâlnit aceste echipe parcă și să nu uităm ultimul, dar nu cel din urmă, X-Slater-ul. Parcă se potrivește așa numele de X-Slater cu gimmick-ul ăsta de Braun Strowman. Uitați-l. Da, nu prea seamănă cu el, dar bine, ce să crezi la X-Slater? Adică ceva foarte simplu, ceva, un timp mai gras cu barbă și cu părul, că de așa, mai elegant. Cam atât, sincer. Nu știu, și chiar așa în realitate, X-Slater este foarte default. N-are ceva mai diferit față de
oricare alt om. Și începe meciul. A, stai că sunt cu Rafael. Iarăși aveam impresia că sunt cu cei din stânga, nu cu cei din dreapta. Opa, mi-a trântit acum un atac. Începe aici împotriva lui Dani Penet, să ne ridicăm. Ah, mi-a trântit un picior în gură. Și încearcă să mă sugrume. O să fie un eveniment lung ăsta, mai mult ca sigur. Hai, ieși din ring. N-am reușit. Și i-am întors aici. Nu pot să activez opossum-ul ăla. Stați un pic. Superstar info. Payback. Așa, opossum. Deci cum vine asta? Deci, să țin așa. Și niște atacuri, ok. Da, văd că nu se activează opossum-ul. Nu înțeleg deloc abilitățile astea. Îi dăm peste mână. Pac, un running knee aici. Hai, Dani Penetule, treci în colț, însă se pare că nu vrea. L-am prins aici. Jos cu el. Da, nu se activează opossum-ul, văd. Sau mai are puțin până s-o încărcă, habar n-am. Pac, un close line frumos aici. Și, hai, sus pe coardă. I Rafaelu se suie pe coardă și... elbow direct în spinarea lui Dani. Hai să-l punem aici în colț. Să facem un double team. Hai, double team aici cu X-Slider-ul. Ia, ce facem? Îl aruncăm în colț și direct, hopa! Sus cu el. Nu l-am prins, nu l-am prins. Ai hate pink-ul, ia vină încoace. Hai că l-am prins. Încearcă ăsta să-l dărâme pe X-Slider, însă este dita mai animalul. Opa, se ferește aici, ai hate pink-ul. Mă aud cât de înalt e hate pink pe lângă X-Slider. Bine, are și șapca aia în cap și pare mai înalt de la șapcă. Bă, dar chiar sunt impresionat de propria mea creație. Nu știu, bă, dar la față mi-e și foarte bine și cu barba lui și cu ochelarii aia. Am vrut să-i fac și perciunii din față de jocul trecut. Și da, în jocul trecut îl făcuse mai gras. În jocul ăsta l-am făcut cum trebuie, așa mai slăbuț. Mai frumos și el mai slab. I-am întors? Nu i-am întors. Hop! S-a aruncat și se dă peste cap. Hai că am activat buff-ul ăla. Îi întoarcem aici. Ia vină încoace. Ia ridică-te. Se dă aici un big attack. Zici de gât și... pac, un pumn în stomac. Pac, 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 un pumn în gură. Și... jap, vala de aici. Hai, dă și niște pumne așa. Hai să ce manevre mai avem așa, niște procedee. Hop. Ne-a întors, ai hit pink-ul, se pare. I-am întors aici direct, am drag și... opa, un pin rapid. 1. A ieșit. Și hai că mai dăm o dată aici un pumn în direct la ficat. Și... pac, direct la ficat. Jos cu el. Hai, sus. Ia vină cu acela Yakuza Cat sau Yokozuna Cat. Nu știu cum se spune la manevra asta. Și... pac, nu știu care dracu ar trebui să fie efectul asemenea manevră, dar nu știu. Dani Penet, ce faci, frate? Ia treci și tu încoace. Pac, gata, ajunge cât ai stat în ring. Acum ia ieși. Gata, ne-am distrat. Ai hate pink-ule, vino încoace. La running power slam. Boom! Aici cu un pin. Să vedem reluare de la running power slam. Pac, ce l-am distrus aici. Cred că mai bine jucam totuși cu I Hate Pink, că totuși ăsta e, X-Slider-ul ăsta e făcut pe Braun Strowman și se pare că a ieșit din pin I Hate Pink-ul. Ok, îl împingem aici în colț. Rafaele, ia vină cu ace. Na. Hop, mamă cât a sărit. Și mi-am luat singur rollout. Nu l-am prins bine sau cine știe. Hai, ridică-te, X-Slider-e. Ok. Intrăm în ring. N-a că mi-a întors I Hate Pink-ul, se pare, după ce am dat cu finisher-ul. Opa! Mi-a mai dat o manevră aici. Și cred că se pregătește să-mi dea semnătura, și anume Frog Splash-ul, dacă îl știți. Hai, poți să-l întorc? Frog Splash întors!
I-am întors Frog Splash-ul. Hai, mă, am încercat să-l pălesc pe Dani când să-l ia pe ăsta și... Na, că m-a prins. A, cred că ăsta e comeback-ul sau... No, nu e comeback-ul. Stai, mă, jos. Ia vino și tu la semnătura lui X-Slader. Și... Mi-a întors semnătura. Și acum nu mai pot să-i întorc. Dani Penet domină meciul, se pare. Nu mai pot să-i întorc acum. Dacă îmi dau acum finisher-ul, cred că m-a terminat. Comeback. Stai că dau cu comeback-ul. Nu! I-am întors. I-am întors. Comeback move. Ce trebuie să apăs? Ăsta. Mi-a întors. Mi-a întors. Aoleu, îmi pregătește sulița. Nu-i bine. Nu-i bine. Mi-a dat sulița. Mi-a dat sulița. M-a pus și la pin. 1, 2. M-a salvat Rafaelu. M-a salvat Rafaelu. Ia, ăștia se bat între ei care să-l bată pe Rafael, se pare. Face taunt Dani Penet și pregătește comeback-ul, se pare. Trebuie să-i întorc neapărat comeback-ul. Au. L-am întors, nu l-am întors. Nu l-am întors. Bă, și toate rog comeback-urile în jocul ăsta. I-am de acum semnătura. Și i-am întors aici. Stai jos. Hai, băgăm aici buff-ul ăsta de damage. Stai jos. Nu te pui aici cu X-Slader-ul. L-am creat pe Braun Strowman, ce dracu. Pac, jos cu el. Hai, vin acum la Yakuza Cat sau... Mereu uit cum se cheamă manevra asta. Și mi-a întors. Mi-a întors semnătura din nou. Nu mai pot să fac nimic acum. Dacă îmi dați acum finisher-ul, e gata. Nu e gata, nu mi-a dat finisher-ul. Mi-a dat un flapjack și cred că acum îmi dă finisher-ul. Hai mă, nu dai cu finisher. Mi-a dat finisher-ul. Nu pot nici să întorc. Rafaele, salvează-mă. Nu. Nu. Se pare că avem noi primii campioni la echipe. Dani Penel și cu I Hate Pink sunt campionii la echipe. Aici am vrut să-i dau Yakuza Cut-ul și mi l-a întors. Mi-a dat și Spear-ul. I-am întors aici ceva. Am vrut să-i dau Berhagul, nu Yakuza Cut-ul și mi l-a întors. Iar Dani Penel și cu I Hate Pink sunt campionii la echipe. Ce moment memorabil, ce moment memorabil. Hai să-i lăsăm să-și savureze momentul. Noi campion la echipe, Dani Penet și I Hate Pink. Cine ar fi crezut că puteau să-i bată pe Rafael și pe X-Slader? Urma să fie acum meciul pentru servieta Money in the Bank, însă având în vedere că jocul ăsta este în continuare plin de bug-uri, uitați ce s-a întâmplat chiar la final. Nu lăsa să ia servieta! Uite și tu, a rămas în aer! A rămas în... Jocul ăsta e prost, rău. I-am dat jos cara de sub el și ăsta levitează. Bă, ăsta e cel mai prost joc la capitolul bug-uri. Cele mai căcă... Cupă! Bă, ați văzut și voi. I-a fugit scara de sub picioare și ăsta levita în aer. Nu se poate. Next match. Hai, match-ul pentru titlul WWE. Mă, cum se poate mai așa ceva? Îi fuge scara de sub picioare și el plutește. Joc cu Andrei Cosmin că am câștigat atâta cu Eco. Hai să vedem dacă își apără titlul Andrei Cosmin împotriva lui Eco. Deși era o idee, gen, se duc acum să câștige ăsta Eco titlul și să vină Codin să îl trădeze ceva, dar nu știu. Da, mă, e pentru titluri, am înțeles asta. Hai să-i apărăm titlul lui Andrei Cosmin totuși. Noi l-am făcut campion, acum trebuie să nu ne bat în joc de el. Bun, hai să înceapă meciul. Și m-a prins Eco, se pare.
Deja are un avantaj mare cu că a început el primul să domine. Opa, mi-a și întors. No, cred că mă termină Echo. Nu, Echo o să mă termine. Că e periculos rău, Echo. L-am creat pe ăsta după, v-am zis că am trecut după Kevin Owens. Hai, ăsta e main eventul pentru această seară. The dropkick. Ma, ce mi-a întors aici. Puac, l-am pălit așa. Hai să încercăm să ne folosim faptul că avem viteză, dar ăsta o să-mi dea damage ca lumea. Fiind creat după... Ok, hai, stai jos. Hopa. Leg drop. Stai, mă. Nu merge așa? Nu merge. Hai, ieși un pic. Și... Puac! Deși am dat un frog splash, dar văd că am sărit pe spatele lui și îl doare în capul pieptului, se pare. Stai mă jos. Ce manevră avem? Mi-a întors ăsta, mi-a dat și peste mână. Hai că i-am întors aici. Stai mă jos. Tot ăsta mă prinde. Auci. A, da. Îmi pune și pinul. Las că ieșim acum. Îi am pune un roll-up. M-a făcut pachet, dar hai că am ieșit. Ce dracu îmi face? Mă tărește în mijloc. Iar îmi pune pinul. Ce dracu face, mă? Îmi dă momentum. Și Eco se mai și miră că fraierul. Dar mi-a plăcut meciul de mai devreme. A fost absolut groaznic. Nici nu cred că l-ați pătut, că n-are niciun rost. Mai bine pun direct acolo să vedeți cum s-a terminat. Hai, fratele Eco, ridică-te și treci la o semnătură de la Nento Andrei. Și, hai da! Nu știu ce este, cred că un fel de reverse brain buster, habar n-am. Hai da, să ne pregătim de Coup de Gras. Hai, charge finisher și double foot stamp. Pac, double foot stamp. Hai, pinul. A ieșit Eco. O fi dat cu resilience, nici nu știu. Trecem cu orzi. Și stai jos. Și mai facem ceva. Ia, ce face? Se pune în colț și s-a aferit de la leg drop. Mă pune în mijloc, așa. Iar îmi... Bă, ăsta e prost, bă, de-mi pune pinul. Nu, că, nu știu, la Money in the Bank văd că-i handicapată rău inteligența jocului, se pare. Și... Backdrop! Da, sus pe colț. Pua, cum a sărit înainte. Ce mai splash am avut. Așa, dai cu pumnii, dai cu pumnii, dai cu pumnii. Leg drop. Pardon, elbow drop. Ce avem așa? Ia, cum îl atacăm? A, tot așa, doar că l-am pus în mijlocul ringului. Bun. Hai să ne punem după corzi și pregătim un salt frumos. Și... Hopa! Puac! Ne-am dat așa peste cap. Hai să-l aruncăm în colț. Hai că văd că nu cred că o să ne ia titlul. Și semnătura. Și... Cum face Rafael. Și... Puac! Leg drop! A obosit Andrei, săracu. Hai să pregătim double foot stamp-ul. Și... O fi suficient? S-a ferit de double foot stamp! Hai că l-am prins cu un chop, dar mi-a întors finisher-ul și asta e nasol. Mamă, mi-a întors finisher-ul. Mă așteptam să se întâmple asta, sincer. Și Sling Blade! Mama, dar ce mi-a întors acolo. Mai dăm o dată așa.
și ieși afară din ring, că practic nu poți să ieși înăuntru. Hai, ne aruncăm de aici. Și ce salt avem? Elbow, ratat. Pac, i-am întors. Ne-a întors și ăsta leg drop-ul. Au. Mă, ce mi-a dat aici? L-am prins? Hai că l-am prins în manevră. Hai să facem un taunt, că nu prea mai avem energie. Așa, băgăm un taunt. Mi-a întors? Aolea, ce mi-a dat aici? Dau aici cu ciopul, hai că l-am prins. Și... uuuu, ce am dat-o pe asta. Ia, vină încoa, vină mă încoa. Jos cu el direct în powerbomb. Hai, treci în colț. Și să-i dăm semnătura. Hai, din nou cu... super... leg drop-ul ăsta. Corner, leg drop, abana, cum i-am putea spune. Hai să mai pregătă double full stamp-ul. Hai, că a treia oare cu noroc. Dacă și de data asta îmi întoarce nesimții să-mi bag. Hai să vedem. Și... double full stamp! Nu cred că mai este din pin. Pac! Hai să vedem. Pinul! 1, 2, 3, câștigă Andrei Cosmin. Ia să vedem ce avem noi aici. Cum se termină meciul? Oh, Andrei întinde mâna lui Echo. Și cei doi se pare că au strâns mâna în semn de respect. Frumos momentul ăsta, frumos. N-am ce zice. O mică dovadă de respect. Amândoi se pare că sunt face. Mi-a plăcut acest match. O dovadă de respect, chiar dacă cei doi sunt practic inamici, se respectă. Asta îmi place. Și da, cam acesta ar fi și episodul. Și mai e porcăria de match care, nu știu, mi-a rămas mie acolo. Bă, surprinzător, Andrei Cosmin și-a apărat titlul. Bine, am jucat eu cu el și de aia. Dacă era să joc cu Echo, nu cred că îl mai avea acum. Da, și mai e meciul ăsta care nu-i văd rostul. Chiar nu-i văd rostul. Mi-a rămas așa, pur și simplu. Cred că mai bine făcea meciul ăsta în 6 și nu-i băgam pe Bike Traffic și pe Zayafet și lăsam aici, dar nu mi-am dat seama că n-a făcut meciurile. În fine, simulate că n-are niciun rost, care a bătut Quake, bravo lui Quake, nu știu ce. Văd că Quake e rival cu, e inamic cu ăsta, cu Colo. În fine, enter și cam atâta, continuă. Și cam acesta a fost și episodul de WWE. Hai să vedem ce avem în calendar. Calendar, ce pay-per-view urmează? Urmează SummerSlam-ul. Toate rivalitățile astea le am. Cred că o să expire până atunci. Pana mea, o să avem SummerSlam și o să facem alte rivalități și alte meciuri. Între timp, sper că v-a plăcut și acest episod. Și cam atât. Dacă aveți sugestii de YouTuber pe care să-i creez, lăsați-mi un comentariu cu respectivii. Să spuneți cam ce înălțime au, să-mi fie mie mai ușor, să îi fac cât mai realistici. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare la un nou episod. Până atunci, ciao les!